Este un eveniment deosebit în activitatea clubului. Finalizăm astăzi un proiect început din februarie anul acesta. La solicitarea secției de boli infecțioase a Spitalului Elena Bendeman și a secției de chirurgie. Rotary a luat cunoștință de necesitățile acestor secții și împreună au organizat un eveniment în urma cărora s-au strâns fonduri necesare achiziției acestor echipamente. Pentru secția de boli infecțioase am achiziționat o targă pentru ambulanță, 5 paturi cu saltele antidescale și suport pentru perfuzii, o macara pentru transport pacienți, ridicare și transport pacienți, o instalație de aer condiționat, 5 scaune pentru persoană cu deficiență locomotorii, o instalație de aer condiționat și 2 monitoare cu imprimantă pentru monitorizare pacienți. Asta este pentru secția boli infecțioase, iar la secția de chirurgie am completat trusa laparoscopică achiziționată acum 2 ani tot de către Rotary cu alte instrumente care să se brodesc la, ca obiecte multifuncționale. Sunt niște truse infarfice, niște instrumente pensii, un electrod. Ce valoare are acest proiect? Tot proiectul se ridică la suma de aproape 65.000 de lei. De euro? De lei. De lei, de lei. Așa. Ne-ar place să facem mai mult, dar orice lucru bun e bine făcut. Țin să mulțumesc sponsorilor, fiindcă fără ei nu putem exista. Mulțumesc clubului la fel și mulțumesc și spitalului că a vrut să a avut încredere în noi și a făcut solicitare. Care ar fi următorul proiect de viitor? Avem multe proiecte. Următorul este în luna octombrie cu distribuții de cărucioare în județul Vaslui, județul Galați. După aia urmează premiile Rotary și multe, multe altele. Dar v-am spus, noi suntem doar o rotiță între cei care au bună plăcere să ajute și cei care uneori au nevoie.